Urmează jurnalul Agro TV, prezentat de Camelia Varga. Bună seara, doamnelor și domnilor! 1,734 miliarde de euro este suma pe care Ministerul Agriculturii a încasat-o de la Comisia Europeană în perioada 1 ianuarie-6 martie 2019. În total, între 2017-2019, România a încasat de la Uniunea Europeană 7,820 de miliarde euro. Facem precizarea că pentru acest an Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și-a propus un target de absorpție de 3 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. După încasarea sumei din luna aprilie 2019, procentul de absorpție raportat la targetul propus va ajunge la peste 60%. Mai multe țări reduc importurile de carne de vită poloneză după scandalul vacii bolnave de la un abator din această țară, informează colegii de la Cotidianul Agricol. Scandalul a luat amploare după ce atât carnea neconformă, cât și produsele obținute din această carne au fost trimise în mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în România. Tot mai multe țări reduc cantitatea de carne de vită importată din Polonia ca urmare a scandalului de vaci bolnave de la un abator din țară. După filmările secrete care au dezvăluit că animalele rănite au fost ucise într-un abator situat la 112 km est de Varșovia, Euronews a aprins fitilul. Carnea din abator a mers în Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Lituania, Portugalia, România, Spania și Suedia. Multe țări își limitează importurile, a declarat șeful Asociației Poloneze a Cărnii. Dar a mai spus că niciun stat membru nu a anulat complet importurile de carne din Polonia. Cu toate acestea, prețurile poloneze pentru carnea de vită au început să scadă semnificativ în ultimele zile. Dacă această tendință continuă, producătorii ar putea pierde aproximativ 130 de milioane de euro. Legea poloneză impune ca un medic veterinar să fie prezent la abatoare, ceea ce nu s-a întâmplat la abatorul în cauză. Polonia a raportat la începutul lunii februarie un caz de encefalopatie spongiformă bovină printre bovinele dintr-o fermă aflată în apropierea graniței cu Cehia, în orașul Mirsk, din sud-vest, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor. Polonia produce aproximativ 560.000 de tone de carne de vită pe an, 85% fiind destinată exportului. Ultimul caz cunoscut al BVB din țară datează din martie 2013. Parlamentarii Uniunii Europene sunt convinși că vacile sunt afectate de trecerea la ora de iarnă. Comisia Juridică a Parlamentului European a dezbătut subiectul legat de influența trecerii la ora de iarnă asupra vacilor. Aceștia au susținut că animalele nu dau suficient lapte pentru că sunt afectate de trecerea de la ora de vară la cea de iarnă. Ar fi o măsură favorabilă agriculturii pentru că schimbarea orei tulbură și mulgerea vacilor, tulbură și ritmul interior al animalelor. Am citat dintr-un europarlamentar străin implicat în această chestiune. Fermierii români care trăiesc din creșterea bovinelor văd lucrurile altfel și spun că schimbarea orei nu are nicio legătură cu cât lapte dau vacile din bătătură. Numărul total al insectelor scade dramatic către pragul dispariției, ceea ce ar putea reprezenta o prăbușire catastrofală a ecosistemelor naturii. Tot despre catastrofă se îndreaptă și domeniile din agricultură, care se bazează pe polenizarea făcută de insecte. Aceasta este concluzia unui amplu studiu mondial. Potrivit specialiștilor, mai mult de 40% dintre speciile de insecte sunt în declin, iar o treime sunt pe cale de dispariție. Planeta este la începutul celei de-a șasea extinții în masă din istorie, cu pierderi masive raportate deja la animale mai mari care sunt ușor de studiat. De departe, insectele sunt cele mai variate și abundente animale, depășind omenirea de 17 ori. Insectele sunt esențiale pentru buna funcționare a tuturor ecosistemelor, fiind sursă de hrană pentru alte creaturi, polenizatori și având un rol important în reciclarea nutrienților. Germania și Puerto Rico au raportat recent declinul populației de albine, dar actualul studiu indică că este o criză globală.
Dacă nu schimbăm modalitățile de producere a hranei, se vor duce în jos pe calea dispariției în numai câteva decenii. Repercursiunile pe care le vor avea asupra ecosistemelor planetei sunt cel puțin catastrofale, afirmă autorii studiului. Principala cauză a acestui declin o reprezintă agricultura intensivă, în special utilizarea din abundența pesticidelor. Alți factori importanți care au contribuit la scăderea dramatică a populațiilor de insecte sunt urbanizarea și schimbările climatice. Insectele sunt o sursă principală de hrană pentru multe păsări, reptile, amfibieni și pești, iar lipsa acestora va duce la înfometarea până la moarte a acestor animale, au mai spus specialiștii. De exemplu, prezența speciilor de fluturi în terenurile agricole din Anglia a scăzut cu 58% între anii 2000 și 2009. Marea Britanie înregistrează de asemenea cea mai mare scădere a numărului de insecte, dar este și zona unde s-au făcut cele mai multe cercetări. Speciile de albine se numără și ele printre cele mai afectate de scăderea numărului. Un alt declin masiv a fost raportat în rândul speciilor de cărăbuși. Autorii studiului mai spun că un număr insignifiant de specii cu capacități de adaptare se află în creștere. Majoritatea fructelor și legumelor din comerț sunt contaminate cu substanțe toxice. În 2014, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite a constatat că 3/4 din toate probele analizate au fost contaminate cu pesticide. Acesta este motivul pentru care toți experții recomandă doar consumarea de produse ecologice. Simplu de spus, aproape imposibil de pus în practică la scară industrială. Cristina Ciobanu a strâns multe informații pe marginea acestui subiect și imediat le prezintă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, pesticidele pot scădea capacitatea intelectuală, în special la copii. Pesticidele sunt produse chimice utilizate în agricultură pentru a proteja culturile împotriva insectelor, fungilor, buruienilor și altor dăunători. În plus, față de utilizarea lor în agricultură, pesticidele mai sunt folosite pentru a proteja sănătatea publică de bolile răspândite de anumite insecte, cum ar fi țânțarii. Dar pesticidele pot avea de asemenea potențial toxic și pentru oameni. Acestea pot avea efecte adverse asupra sănătății, inclusiv cancer, pot afecta reproducerea, sistemul imunitar sau pe cel nervos. Cele mai contaminate alimente cu pesticide grele sunt strugurii, spanacul, roșiile, cerii, cartofii, căpșunile, merele, mazărea, țelina, ardeiul dulce și nectarinele. Pe de altă parte, există fructe și legume care au cantități mici de pesticide. Printre ele se numără avocado cu un procent de doar 1%. Mai mult, puteți consuma fără grijă mango, kiwi, vinete, varză, ceapă, porumb dulce, ananas, gemuri și papaya. Cu toate acestea, nu înseamnă că ar trebui să uitați de alimentele preferate. De fapt, vă puteți curăța cu ușurință legumele și fructele de orice reziduri de pesticide. Aveți nevoie doar de un singur ingredient, oțetul alb. Tot ce trebuie să faceți este să amestecați 90% apă cu 10% oțet alb într-un vas mai mare și lăsați produsele să se înmoaie în soluție timp de cel puțin 20 de minute. După aceea, clătiți-le cu apă rece. Anumite fructe, cum ar fi afinele, sunt fragile și ar trebui să fie lăsate la înmuiat mai puțin timp. După perioada în care le-ați lăsat la înmuiat, veți observa pe fundul vasului reziduri de pesticide ascunse în fructe și legume. Chiar și așa, trebuie să știți că nu veți elimina întreaga cantitate de pesticide din produse. De asemenea, curățatul coajei este o altă modalitate eficientă de îndepărtare a rezidurilor. Eliminarea plasticului este un pas decisiv în drumul conservării planetei. De aici și dezvoltarea de alternative biodegradabile, precum pungile din silicon sau de pânză. Recent a mai apărut o variantă, spray-ul protector și natural, dezvoltat de o echipă de cercetători portughezi. Elementul cheie este un extract dintr-o plantă obișnuită și un polimer obținut din alge. Practic, se stropesc alimentele solide sau fructele, iar pelicula formată le poate conserva pentru o lungă perioadă de timp.
Deocamdată nu se poate dezvălui formula și nici planta de la care se obține extractul, având în vedere că procesul de înregistrare a patentului încă nu a fost încheiat. Denumit SpraySafe, acest nou tip de tehnologie realizat pe bază de extracte de plante cu capacitate antioxidantă este totodată un bun conservant și un antimicrobian. Toate ingredientele sale sunt pe bază naturală, fiind astfel sustenabil. Cum toate extractele din plante sunt antioxidante, spray-ul reduce oxidarea alimentelor, astfel încât acestea nu mai devin râncede, a spus unul dintre cercetători. Un alt beneficiu este capacitatea sa antimicrobiană, care reduce dezvoltarea mucegaiului și bacteriilor. De asemenea, spray-ul impermeabilizează alimentele și le reduce deshidratarea, astfel încât își mențin mai bine proprietățile și aroma. Deocamdată, spray-ul trebuie să treacă printr-un proces de aprobare din partea organelor oficiale portugheze și al autorităților europene, mai exact al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cea din urmă care își va da avizul pentru a putea fi comercializat. În timpul testării sale, cercetătorii au observat că alimentele precum ciupercile sau hrana rece își păstrează mai bine proprietățile după ce sunt tratate cu spray safe. În farmacia naturii, cerențelul ocupă de mii de ani un loc aparte. Este o plantă medicinală apreciată ca remediu natural în afecțiunile stomacului. Proprietățile terapeutice ale cerențelului se datorează acțiunii acestuia de calmant, cicatrizant, dezinfectant și astringent, adică ajută la coagularea mai rapidă a sângelui. Minutul de sănătate a jurnalului este ocupat acum de cerențel și de cunoscătorul între ale ierburilor, Petre Biolan, inginer horticol. O plantă medicinală care putem să o recoltăm aproape în tot timpul anului se numește cerențelul sau Geum urbanum. Există și Geum montanum la munte, are rizomul cu mult mai mare față de acesta de la câmpie. De fapt, de la câmpie și de la deal. De ce îi spune Geum urbanum? Fiindcă îi place să trăiască în zonele urbane. Printre blocuri se găsește numai acest cerențel, bine, care îl cunoaște. Dar, am mai repetat, nu trebuie să recoltăm din zonele poluate și printre blocuri e o poluare mare. Se utilizează în special rizomii de la cerențel sau de la Geum urbanum, care datorită conținutului ridicat de taninuri scad secrețiile mucoaselor, permeabilitatea capilară și a membranelor celulare. Preparatele din rizom se recomandă în enterocolite, în gingivite, în dureri hemoroidale, menstruale și antiseptic. Se prepară un decoct din două lingurițe de rizom la o cană cu apă și se beau două găni pe zi neîndulcite. Se poate utiliza și pulberea. Deci, practic, ronțăim din rizom și putem să ronțăim o jumătate de linguriță de 2-3 ori pe zi. Se poate face și tinctură. Din 20 de grame de rizom la 100 de mililitri de alcool de 60 de grade. Sau 20-25 de picături de 3 ori pe zi. În Republica Moldova, peste 70 de intervenții ale pompierilor au avut loc în ultimele 24 de ore pentru lichidarea focarelor de vegetație. Conform datelor operative, incendiile au distrus peste 1100 de hectare. Mai multe suprafețe arse au fost înregistrate chiar și la Chișinău, capitala Republicii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația că nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetație uscată, miriștii și resturilor vegetale poate aduce pagube materiale și afecta mediul înconjurător. Pompierii îndeamnă oamenii să respecte regulile antiincendiare și să nu aprindă vegetația uscată și deșeurile menajere în apropierea spațiilor forestiere și de locuit. În condiții de umiditate redusă și vânt focare
soarele de ardere se pot răspândi cu ușurință, afectând spații extinse. Angajații GSU recomandă ca arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale să se execute cu respectarea unor măsuri de prevenire a incendiilor în zone care să nu permită răspândirea focului la construcții și să nu afecteze rețelele electrice de comunicații, conductele de transport de gaze naturale, produsele inflamabile sau alte bunuri materiale. Destul de greu încep să se dezvolte și producătorii români de utilaje dedicate agriculturii. Este adevărat, concurența acerbă făcută de firmele străine este de-a dreptul descurajatoare, dar din când în când mai apar super echipamente autohtone, gândite de ingineri români și meșterite de la A la Z la noi în țară. Raluca Daria Diaconiuc, colega mea de la Iași, vine imediat cu un material dedicat unui echipament autopropulsat pentru tratament fitosanitare și de erbicidare. Un profesor al Universității Tehnice din Iași a conceput un utilaj agricol unic ce va fi vândut cu 200.000 de euro. Este vorba de șeful de lucrări, doctor inginer Gabriel Ursescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, care a creat o mașină inovativă autopropulsată de erbicidat în colaborare cu o companie din Bacău. Compania din Bacău va fi și cea care produce utilajul și este specializată în furnizarea de mașini, utilaje și echipamente agricole, condusă la rândul ei de un absolvent al Politehnicii Ieșene, inginer George Ghinia. Cei de la Universitatea Tehnică din Iași precizează că până acum au fost realizate două prototipuri ale utilajului care au fost prezentate la expoziții agricole în țară și în străinătate. Mașina este una foarte necesară în agricultura modernă într-o gamă diversă de lucrări esențiale pentru asigurarea productivității, mai spun cei de la Universitatea Ieșeană. Lucrul la prima mașină a început la sfârșitul anului 2016, aceasta fiind finalizată în câteva luni și prezentată publicului la expoziția agricolă AgriPlanta, care a avut loc la Fundulea în luna mai 2017. Al doilea prototip a fost prezentat la cea de-a doua expoziție de mașini agricole din lume, organizată la Hanovra, AgriTehnica 2017, și reprezintă o îmbunătățire considerabilă a primului model, spune cel care a inventat mașina. Profesorul mai precizează faptul că această mașină este unică, deoarece sistemul de suspensie este 100% original, designul a fost gândit special pentru acest model, în timp ce singurele componente care au fost cumpărate și nu concepute special pentru această aplicație sunt motorul, sistemul de transmisie hidraulic și instalația de stropire. Utilajul se află într-o perioadă de teste pe care trebuie să le facă înainte de intrarea în producție de masă, mai spun reprezentanții Universității Ieșene. Testele constau în erbicidarea a cel puțin 1000 de hectare de teren cu prototipul creat, fără a se întâmpina probleme majore. Costurile de producție sunt asigurate de firma din Bacău, iar pe viitor va putea fi achiziționată această mașină pentru prețul de 200.000 de euro. În pragul sărbătorii de 8 martie, studenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMV București și-au unit forțele, dar mai ales talentul. Încărcați de emoții, membrii corului universității au cântat și le-au încântat pe doamnele profesori, dar și pe cei veniți să-i asculte. Colega mea, Cristina Ciobanu, nu putea să lipsească de la acest micuț eveniment. Priviți numai cu cât drag au cântat studenții pentru toate femeile importante din viața lor. Cum v-a venit această idee să organizați acest micuț eveniment pentru 8 martie? Noi efectuăm evenimentul ăsta de mai mulți ani. În fiecare an de 8 martie oferim pentru toate doamnele și domnișoarele din universitate un mărțișor muzical. Avem și o trupă de dansuri, dar astăzi nu, doar mărțișor muzical. Și pentru că toată lumea este foarte ocupată, atunci venim în fiecare facultate și azi 20 de minute. A fost greu să-i adunați pe copii?
La început a fost greu, dar acum se adună singuri, cum ar fi. Adică începe să le placă, spun și atunci vin copiii de la toate facultățile. La cine v-ați gândit atunci când ați interpretat melodiile? Am văzut că tu ai avut și o melodie solo. La cine te-ai gândit în mod special? Melodia solo este compoziție proprie. Este piesă compusă la Alba Iulia de Crainou al domnului Furduiancu și în primul rând la părinții mei și la toate mamele care sunt pe acest pământ. Ai vreun mesaj pentru mama ta să-l vadă la televizor? Da, mami, vreau să îți urez un călduros la mulți ani, multă sănătate și vreau să spun că te iubesc mult și mulțumesc că ești lângă mine și că mă susții. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. În continuare, vă invităm să urmăriți Agrometeo și după emisiunea Agricultura la raport realizată de colegul meu, Ovidiu Ghinea. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări și pe suprafețe mici, ploi slabe în Marea Mureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, îndeosebi pe creste, unde la rafală se vor depăși viteze de 70-75 de km pe oră, dar trecător și la cote mai reduse și în vestul, nordul și estul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa în general între 0 și 10 grade, cu cele mai coborâte valori în estul Transilvaniei spre minus 5 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi deosebit de caldă, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, averse și posibil descărcări electrice, mai ales seara în Marea Mureș, local în Crișana, izolat în Transilvania, dar posibil și în nordul Banatului și al Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, dar pe arii restrânse și în regiunile vestice și estice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 și 22 de grade. Dimineața, izolat, vor fi condiții de ceață. Pe profilul de sol 0-100 de centimetri, rezerva de apă în cultura grâului de toamnă va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a țării. În nordul și centrul Dobrogei, local în nordul și estul Munteniei, sudul, estul, izolat în centrul, nordul și nord-estul Moldovei, centrul Transilvaniei și nord-vestul Banatului, se vor înregistra deficite de umiditate în sol. Pe ansamblu, regimul termic mediu diurn al aerului, mai ridicat decât în mod obișnuit, va favoriza desfășurarea lentă a proceselor vegetative la culturile de câmp pe aproape întreg teritoriul, exceptând zonele agricole din depresiunile centrale și nordice, unde plantele se vor afla în continuare în starea de repaus biologic. Din punct de vedere fenologic, la orzul și grâul de toamnă se va semnala răsărirea, apariția frunzei a treia, precum și înfrățirea. Cultura de rapiță își va continua faza de înfrunzire pe toate suprafețele cultivate. Pomii fructiferi se vor afla în repaus vegetativ în cea mai mare parte a plantațiilor, iar local, la soiurile timpurii de sâmburoase, se va semnala umflarea mugurilor de rod, îndeosebi pe terenurile cu expoziție sudică. Vița de vie din toate podgoriile își va menține repausul biologic. Ca urmare a condițiilor agrometeorologice prognozate, lucrările agricole de sezon vor evolua pe ansamblu normal, acestea fiind sistate temporar în zilele cu precipitații. Efectuarea arăturilor și pregătirea terenurilor în vederea însămânțărilor de primăvară din prima urgență, îndeosebi pe suprafețele cu o bună aprovizionare cu apa solului. Verificarea sistematică a controlului biologic pentru determinarea viabilității plantelor la speciile de toamnă, precum și a elementelor de rod la pomii fructiferi și vița de vie. Aplicarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot și potasiu la culturile de toamnă. Continuarea lucrărilor de întreținere în vișlii vesi.